Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Iurie Muntean, membru al Partidului Congresul Civic, fost viceministru al economiei. Domnule Muntean, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Domnul Muntean, ca fost viceministru al economiei, acum când, chiar dacă aveți activitate de partid, oricum aveți mai mult timp liber, și urmăriți ceea ce se întâmplă în ale economiei, nu vă apucă invidia că iată atunci când dumneavoastră erați viceministru al economiei, n-ați reușit să realizați aceste succese pe care actuala putere le înregistrează? Sau cel puțin au planuri și scopuri mărețe pe care ne le anunță seara de seară? O precizare mică. Atunci când eu am fost viceministru la Ministerul Economiei, deci Ministerul Economiei era un mega minister și chiar și se numea Ministerul Economiei și Comerțului. Eu, pe lângă celelalte, în calitatea mea de ministru adjunct, eram responsabil de întregul comerț. Plus câteva luni, jumătate de an sau ceva de genul ăsta, deci eu exercitam și mandatul de ministru adjunct, dar și președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanță. Așa că asta ne oferea mai multe perspective în ceea ce privește lucrurile și activitățile pe care noi pe atunci le realizam în 2008-2009, inclusiv în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru Integrarea Europeană, care de fapt și a început atunci, în 2008-2009, elaborarea proiectului acordului de comerț liber și aprofundat cu Uniunea Europeană. Eu, în calitate de membru al acelei comisii, deci am luat parte la respectivele activități într-un mod foarte, foarte, foarte activ și fundamental. Deci, întrebarea e succese, da? Bănuiesc că asta a fost o ironie, dacă nu sarcasm, pentru că succesele pe care noi le vedem din partea actualei guvernări sunt foarte strani. Sunt foarte strani și se exprimă sub diferite forme care denotă că, de fapt, guvernarea este incapabilă de a face față provocărilor și de a asigura premize de dezvoltare. Câteva cifre. În ultimii 2 ani, Republica Moldova a pierdut 113.000 de cetățeni. Asta e cifră oficială. Ca să vă dați seama despre ce pierdere este vorba, o să vă spun că circa 90% din acest număr îl reprezintă cetățenii cu vârsta până la 45 de ani. Adică este vorba de cea mai activă parte a populației. Ca să înțelegeți care este scara acestei pierderi, asta e un număr mai mare decât totalul locuitorilor din Bălți. Asta e o găgăuzie întreagă și așa mai departe. Mai mult decât atât, tendințele ultimilor 2 ani, adică exact anilor de guvernare a Partidului PAS, demonstrează ca exemplu, această tendință sau involuție, nu evoluție, dar involuție demografică se acutizează, se întețește și se aprofundează. Deci dacă asta e o realizare, eu nu știu. Asta înseamnă că oamenii nu se găsesc aici. Nu își găsesc locul aici. Doi, pierderea, descreșterea economică pe care am înregistrat în anul trecut de aproape 6%. În condițiile mai multor oportunități care au apărut sau s-au înmulțit chiar după primirea statutului de țară candidat în Uniunea Europeană. Eu vă reamintesc încă o cifră, că potrivit, în afara protocolului, dar chestia asta a fost prezentată și de experții locali, că deci mărimea sau volumul fondurilor puse la dispoziția actualei guvernări în ultimii 2 ani, adică și până la obținerea statutului de candidat și după, se valorifică într-o proporție de nu mai mare de 8-10%. Adică oportunități, posibilități și opțiuni partenerii noștri de dezvoltare ne oferă mai mult decât suficient. Însă guvernarea pur și simplu
fizic și tehnico-tehnologic nu este în stare să le valorifice. De ce? Pentru că nu este în stare să completeze documentația necesară angajării în proiecte și valorificării, fructificării mijloacelor oferite de donatori. E o realizare? Nu cred. Apropo, stihinic, chiar și pe fondul războiului în Ucraina, țară înfrățită, da? Datorită circumstanțe noi, da? Noi apărute în acest context, deci mai multe domenii economice au înregistrat creștere, da? Spre exemplu, transportul. Reexportul fără procesare, cu procesare mai mult sau mai puțin aprofundate, așa mai departe. Aceste oportunități la fel n-au fost valorificate. Mai mult decât atât, totul este justificat printr-o singură referință, o singură justificare și justificare absolută. Război, război, război. Și justificat corect? Clar că războiul a complicat mai multe lucruri. Clar. Dar anume acest război, iarăși, haideți să fim sinceri, eu chestia asta am declarat-o și am subliniat-o de mai multe ori și o voi sublinia și o voi accentua și o voi reitera la nesfârșit. Anume datorită războiului din Ucraina și datorită forțelor armate ale Ucrainei, curajului lor, da? Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în UE. Da? Și iarăși, revenind la acest statut, și noul context în regiune a creat mai multe oportunități, mai multe condiții, mai multe premize pentru dezvoltare. Clar lucru că aceste premize de dezvoltare, de evoluție, da? De progres, nu pot fi valorificate imediat. Dar, mă scuzați, chiar și acele care sunt puse la dispoziție și care pot produce efecte imediat, nu sunt folosite la justă valoare. Ba mai mult decât atât, ele nici nu sunt înțelese. Eu reiterez încă o dată și încă o dată. Actuala guvernare nici nu este în stare să-și dea seama care sunt oportunitățile, posibilitățile și opțiunile pe care le-a căpătat Republica Moldova prin atribuirea statutului, prin conferirea statutului de țară candidat. Nu-și dă seama pur și simplu. Nu înțeleg. Nu sunt în stare să înțeleagă. Și asta se vede prin poziția lor față de Uniunea Europeană și în relațiile bilaterale cu membrii cheie ai Uniunii Europene. Deci noi nu vedem o poziție clară a guvernării actuale. Noi nu vedem insistență, noi nu vedem încercări, eu nu vorbesc de toți, pentru că sunt cazuri și chiar nu de mult am chestia asta, eu am văzut-o cu ochii mei, că unii exponenți ai guvernării pe frontul diplomatic lucrează foarte eficient, dar asta este vorba de excepție. Eu pot să dau și nume. Deci la Bruxelles, la Geneva, oamenii lucrează. Sunt oameni care lucrează și i-am văzut cu ochii mei. Dar, în general, guvernarea nu-și dă seama, de fapt, ce a căpătat, ce a dobândit, ce i s-a oferit și care sunt posibilitățile actuale, repet, de dezvoltare și de progres. Nu înțeleg. Totuși, ceva se face. Dumneavoastră, când vă uitați seara la știrile, vedeți pe domnul Alaiba, pe ministrul finanțelor, doamna, da. Ceva poate se face? Da, ceva se face. Uitați-vă, Alaiba. Nu vreau să-l insult. Nu trebuie. Nu. Doar să constat. Deci Alaiba, rezumând la un singur cuvânt toate eforturile lui febrile de care dă dovadă prin Facebook și televiziunile aservite, dar ele cam sunt toate aservite actuale guvernări, activitățile lui pot fi rezumate la un singur cuvânt. Dereglementare. Da? Deci este un cuvânt care a fost la modă în anii 2000. Adică peste 20 de ani în urmă.
Atunci, guvernarea comunistă se ocupa de dereglementare la modul cel mai serios. Vă reamintesc, proiectul Ghiliotina 1, Ghiliotina 2, reformele de liberalizare și așa mai departe. Asta au fost ani la rând. Eu eram personal implicat în acele activități, în activitățile de dereglementare, da? Și cifrovizare și așa mai departe. Păi om de Dumnezeu. Asta s-a făcut 20 de ani în urmă, de atunci s-au schimbat mai multe lucruri. A avut loc criza financiară și economică. Rolul statului s-a schimbat mai mult decât atât, în mai multe domenii chiar și s-a inversat, adică de la dereglementare în cadrul depășirii consecințelor crizei financiare economice, multe state mai mult decât atât, deci din contra și-au fortificat pozițiile în mai multe domenii, cum ar fi cel financiar și așa mai departe. Adică de la dereglementare au trecut la reglementare. Clar că reglementarea aceea era foarte concentrată, nu este vorba de o reglementare totală. După asta am fost lovit de pandemia COVID-ului. La fel, statul și-a revizuit statele, mai multe state, de fapt tot globul pământesc și-a revizuit rolul statului și în economie, și în societate. Și a venit cu noi instrumente și așa mai departe. Dar la noi alaiba se ocupă cu dereglementare. Ce fel de dereglementare? Nu, eu țin minte că acel case-a lui la care el a făcut referință și care a stârnit hohote în toată țara cu comandarea pizzii online. Nu, chestia asta și până la alaiba a fost posibilă. Acum, eu îmi pun următoare întrebare logică, care trebuie să o pună fiecare cetățean. Domnule alaiba, noi suntem țară candidat în Uniunea Europeană, ceea ce presupune activități foarte intense, complexe, sofisticate și dificile în ceea ce privește implementarea acquis-ului comunitar. Acquis-ul comunitar, în esența sa, reprezintă proceduri de reglementare statală a mai multor procese. Proceduri foarte detalizate, foarte amănunțite, pe alocuri foarte sofisticate și așa mai departe. Tu personal, domnule, va trebui să implementezi acest acquis în limita competențelor tale și domeniului de care ești responsabil. Spune-mi, te rog, asta va fi o dereglementare sau o re-reglementare? Vedeți, întrebai mai mult decât răspunsuri. Unde e logică? Iarăși, eu susțin că sigur că după activitățile noastre atunci în anii 2000 în ceea ce privește dereglementare au mai rămas domenii, da? Anumiți domenii în care merită a fi dereglementate și așa mai departe. Nu exclud, absolut, dar mult că atât sunt sigur că mai sunt. Dar să spui că dereglementarea îți epuizează agenda politică ministerială, asta înseamnă să te faci de râs. Pentru că să încerci să rugăm guma care a fost mestecată de o lume întreagă 20 de ani urmă, mai ales în noul context de implementare a acquis-ului comunitar. Dacă cineva vă o să vă spună că în Uniunea Europeană dereglementarea, da, este una tu, să știți că greșește amarnic. Din contra, rolul statului acolo este unul primordial. De ce? Pentru că, în primul rând, Uniunea Europeană este bazată pe anumite valori civilizaționale care se referă la reproducerea și dezvoltarea socială, la progres. Dar actorul cel mai principal în respectivele, în organizarea și realizarea respectivilor procese, îi revine statului. Statului. Și eu vreau să vă spun că atât nu de mult am fost în Bruxelles cu mai mulți colegi din alte partide și am avut o situație interesantă. Am vizitat un think tank, unul dintre cele mai, știți cum, reputed, cele mai, cum ar spune domnul prim-ministru, cele mai reputate, da? Care deservește partidul EPP, IPP, IPP, Partidul Popular European, da. Deci, am avut o discuție foarte fructoasă, o conversație liberă, interesantă, plină de conținut, înțelegeți, conținut real, palpabil. Și eu, în fața mea, aveam cel puțin doi exponenți ai
neoliberalismului, fie și social, dar ai neoliberalismului, subliniez. Și eu îi întreb pe ei, spuneți-mi, vă rog, în handout-urile, în materialele care dumneavoastră mi le-ați acordat și în care se descrie activitățile dumneavoastră recente și proiectele pe care dumneavoastră le-ați lansat, concluziile la care ați ajuns, sondajele, cercetările pe care le-ați realizat. Deci, ele sunt bazate pe prezumția că statul, nu numai prin prezumție, dar și prin definiție, este mai puțin eficient decât sectorul privat? Răspunsul pe mine m-a șocat și eu am rugat să se repete. Nu! Nu există nici un avantaj în sectorul privat care nu ar putea fi reprodus, dar și la un nivel mai calitativ, de sectorul de stat. Se schimbă paradigma fundamentală în lume, adică s-a schimbat. S-a schimbat. Pentru că, repet, noi am avut 2008-2009, criza financiară, mai departe o criză economică gravă în toată lumea. Mai departe, lumea a fost lovită de pandemia COVID-ului și mai departe. S-a schimbat politicul, s-a schimbat economicul, s-au schimbat doctrinele, ceea ce a fost mainstream sau ceea ce a fost ortodoxie, da? A început să se transforme. Mai multe idei heterodoxe sau heterodoxe, da? care reprezentau niște discuții marginale, periferice, au intrat în ortodoxie. Da? Dar noi rugumăm aceleași gume pe care le-am obținut în cel mai bun caz în anii 2000, dar în cazul mai multor exponenți al Partidului PAS, noi vorbim de niște gume, da, dimestecat, de niște idei fragmentare, rupte din context, bune pentru coffee break-uri, da, și socializări între ONG-uri, pe care mai mulți exponenți ai Partidului de Guvernământ le-au dobândit în anii 90 și de atunci nu le-au mai schimbat. Cu paznicul de noapte, rolul paznicului de noapte din partea statului, cu toate, eu aș spune, propunerile și experimentele radicale, da? În spiritul lui Jeffrey Sachs, care au fost realizate în fosta Uniune Sovietică și practic în toate republicile foste Uniuni Sovietice. Privatizări și așa mai departe. Privatizări pe un cap, fără a te gândi, fără a analiza, fără cercetări, fără gândire, da? La consecință și așa mai departe. Dar lucrurile se schimbă. Iată, am avut o emisiune nu de mult, da? Stă în fața mea un profesor universitar, local, și face referiri la Margaret Thatcher, la declarațiile ei. Atenție! De la începutul anilor 80. Eu cred că el le-a citit în cărțile din izdatelstva Progrese Prosvișenie din anii 80, da? Traduce. Eu îi spun, om de Dumnezeu, de atunci au trecut 40 de ani, în Marea Britanie a avut loc o schimbare doctrinală, au apărut mii de investigații și de cercetări care arată acele privatizări radicale și măsurile implementate în ceea ce privește așa numitele parteneriate public-private s-au dovedit a fi nu numai că ineficiente, dar periculoase, pentru că au adus la creșteri cosmice ale prețurilor în sectorul social, au adus la degradarea întregului sector social, ale standardelor sociale. Deci au avut repercusiuni foarte grele, foarte grave în ceea ce privește sănătatea, sectorul de ocrotire, de protecție socială, învățământ și așa mai departe. Dar dumneata face referințe, o citez pe Margaret Thatcher, din cărțile care au fost editate la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80. Nu, scuzare. Păi eu vreau să spun că dacă profesorii locali universitari se află într-o lume, dragă doamne, în mileniul trecut, de ce credeți că partidul de guvernământ, care este plin de oameni cu studii superioare, dar fără cele medii, nu este unul în esență înapoiat? Haideți să spunem lucrurile lor primul. Înapoiat, din punct de vedere doctrinar,
din punct de vedere al instrumentarului politic, din punct de vedere al competențelor elementare politice, sociale și economice și mai departe. Eu vă aduc, vă spun un lucru foarte simplu. 2 ani au trecut de când a venit la guvernare Partidul PAS. Planul lor de guvernare, l-ați văzut? Cu obiective, sarcini, parametri de monitoring și de ajustare, cu rezultate planificate. Ați văzut? Ceva, așa, măcar pe vreo 20-30 de pagini. 10. Eu nu vorbesc de reforma justiției, da? Blestemată, concepția căreia a încăput 4 pagini, cu care Litvinenko a venit anul trecut, dacă nu mă înșel memoria, sau Anțărț, în Parlament, peste 3 sau peste jumătate de ani după alegeri. Deci ei vorbeau de reforma justiției, lupta cu corupția, și în loc să-ți demonstreze încă în cadrul alegerilor întregului stat, întregii comunități cetățenești ale a moldovenilor această concepție, puteau să o prezinte în august, după investirea guvernului, da? Nu, au venit peste jumătate de an în Parlament cu 4 paginuțe. Cu 4 paginuțe. Cu asta eu vreau să trag linia în privința realizărilor. Nu care realizări. Dar am mai spus-o, dar o mai repet. Din realizări, mă rog, pozitive, da? Care provoacă, produc emoții pozitive, vesele, eu știu, sincere, evenimentul de 21 mai s-au adunat, potrivit celor mai optimistice estimări, circa 80.000 de cetățeni ai Moldovei, asta câte, câteva procente, da? Și s-au veselit, au avut parte de voie bune, de o comunicare plăcută, de ceva timp petrecut cu semenii și așa mai departe. Da, asta e un venit bun, bravo. Și summitul a fost frumos. Summitul a fost frumos. Da, recunosc că asta e a doua realizare. 47 sau 48 de lideri ai statelor europene au avut posibilitate să facă cunoștință cu Moldova nu numai pe hartă, dar și în realitate fizică, cum se exprimă savanții, da? Deci, da, a fost un eveniment frumos. Nu, cu adevărat. Clar că puteți să mă acuzați de ironie sau chiar sarcasm, dar eveniment frumos. Ce putem să mai numim? Am aflat că am primit 1 miliard și 200 de milioane de la Uniunea Europeană în ultimul an, dar drept că nu știm unde s-au dus acești bani. Ce mai avem încă? Dar am primit 1 miliard. Avem publicitate, domnule. 1 miliard și 200 de mii. Și după care revenim. Da. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Muntean, vă rog, încă am o întrebare sau două mai general. Deci, noi ne confruntăm cu depopularea, sistemul demografic e strașnic, lipsă forță de muncă, resursele energetice sunt deja a dracului de scumpe, deci tot ceea ce aveam noi pe timpuri, că puteam să ne laudăm și astfel chemam investitorii aici, noi am pierdut. Noi nu mai avem motive oficiale, documente clare, cifre clare, prin care, cu ajutorul cărora, să convingem investitorii serioși, nu mă refer la un kebab, să investească în Republica Moldova. Deci eu vă întreb, sunt totuși soluții sau deja totul e pierdut? Foarte simplu. Când guvernarea care se presupune că ar trebui să fie preocupate de atragerea investițiilor, și nu numai externe, dar și cele interne. Și în mod special, vorbind de cele interne, eu mă refer și la diasporă, vorbește numai de război, 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 război în fiecare zi. Credeți că acest factor, care în orice analiză, în orice plan de fezabilitate, în orice cercetare a oportunităților investiționale, reprezintă cel mai grav factor negativ de baza cărora să iau deciziile, da? După o analiză a punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor. La capitolul amenințări, războiul este cel mai grav factor. Și când guvernarea vorbește despre acest factor, 24 din 24 nu așteptați investiții. 2. Soluții sunt.
Noi despre aceste soluții vorbim de 4 ani deja, cu lux de amănunte, prin intermediul planului celor 5 modernizări pentru Moldova, care de fapt a servit și de programul nostru la alegerile parlamentare din 2021, dar și viitorul plan de guvernare. Actualitatea acestui plan n-a scăzut nici cât e negru sub pământ. Ba mai mult ca atât, actualitatea acestui plan a crescut și crește pe zi ce trece. Că acolo, sincer, sunt recunoscute toate problemele, ele sunt cuantificate, clar definite și se propun soluții de depășire. Însă, cu părere de rău, noi nu putem să ajungem la cetățeni cu acest plan. De ce? Pentru că mass media locală, în loc să vorbească despre soluții, da? Despre instrumente, despre idei de rezolvare unor sau altor probleme pe domeniu, de neutralizarea provocărilor, de fapt, este afundată, irecuperabil, în umblarea și cotrobăirea, în rufele murdare ale provincialelor locali, care se numesc politicieni. Până la urmă, agenda discutată de mass media, eu nu vorbesc de dumneavoastră și nu vorbesc de toată mass media, dar de foarte mulți. Până la urmă, mass media discută despre niște lucruri foarte fragmentate și contribuie la rândul său la degradarea totală a agendei politice locale prin lipsa componentei constructive, da, cu soluții, cu idei, cu propuneri concrete, da, în domeniul economic, social, politic, așa mai departe. Deci, contribuie la degradarea nu numai ca agendei politice locale, nu numai compendiului de tematici pe care le discutăm, da, nici nu putem să ne numim tematici sau mai mult decât de problematizări. Deci, felul în care lucrează mass media și șirul de topicuri pe care le discute zilnic, 24 din 24, nu numai că aduce la degradarea agendei, dar și aduce la degradarea puterii politice, adică sistemului politic în ansamblu. Dar cel mai important, că și la percepția cetățenilor vis-a-vis de capacitatea sistemului politic autohton de a produce schimbări. Înțelegeți? Asta e o problemă foarte mare. Cercetările sociologice chestia asta o demonstrează. Rata de încredere față de parlament, guvern, președinție și așa mai departe. Demonstrează ce atitudine are cetățeanul față de, la general, capacitatea politicului de a produce schimbări spre bine sau spre neutralizare, spre stabilizare, oricăror schimbări, în afară de cele rele, da? Iată asta. Soluții sunt multe. Soluții sunt multe. Eu, ca exemplu, vă dau așa, noi ținem una și bună, da? Pe lângă faptul că sunt soluții concrete în ceea ce privește depășirea situației în agricultură, când statul ar trebui să se implice în mod centralizat, concentrat, așa cum se face în alte state și cum propunem noi de ani de zile, băieți, pe lângă subvenții în agricultură, sunt sumedenii de alte instrumente de susținere a producătorului autohton. Ca exemplu, statul ar putea să procure în mod centralizat material semincer, mijloace de ocrotire a plantelor și combustibil, ca apoi să-l ofere fermierilor în condiții de un credit sau împrumut comercial confortabil, cu un procent de, cum se spune la noi aici, 0,6. Asta nu-i susținere? Asta-i susținere. Are statul capacități pentru așa ceva? Are capacități. Are capacități. Are și bani, are și active. Pur și simplu, ele nu sunt valorificate pentru că nu corespund doctrinilor, așa numitelor doctrine, și temerilor și fricilor ale actualei guverne. Mai departe, iarăși, blestemata bancă de stat și fondul de investiții. Moldova este unica țară pe tot globul pământesc. Am făcut o cercetare amplă. Mii de bănci au intrat în cercetarea asta. Mii de bănci. Am studiat o sumedenie de surse, în mod special, editate de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, etc., 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 dar la care au acces toți. Și am ajuns la concluzie că noi cu adevărat nu numai pe continentul european, în lume, noi suntem unica țară care nu are nici bancă de stat, nici fond de investiții de stat. Nici una, nici alta. Deci sunt țări care au sau una sau alta, sunt țări care au și una sau alta și mai multe, dar noi nu avem. În susținerea economiei locale, da, în dezvoltarea unor sau altor domenii, inclusiv agricultura,
fondului de stat investițional și băncii, îi revine un rol primordial. Apropo, Ucraina în condițiile războiului, țara noastră înfrățită, a dat dovadă întregii luni pe cât e de important ca statul să fie prezent în sectorul financiar. Cât de tare asta extinde instrumentarul și eficientizează activitățile, mărește, sporește operativitatea și așa mai departe. Alt exemplu. Altă țară înfrățită, România, da? Ultima bancă de stat care a fost fondată în România, a fost fondată în anul curent, pe 5 ianuarie 2023. Încă în 2021, ministrul finanțelor al României, Adrian Căciu, a spus că ei ar trebui să meargă mai departe cu lărgirea prezenței statului în sectorul financiar și a spus despre intenția de a fonda o asemenea bancă. Iată că au fost consecvenți și au fondat. Alte propuneri. Noi avem domenii economice în care avem oportunități de dezvoltare imediată, mai ales cu susținerea Uniunii Europene. Medicina și farmacia. Cercetările în domeniu. Acolo avem premize. Transportul. Construcțiile. Totdeauna încep de la ceva ce deja există și se zbate. Deși și în pofida. Și paralel faci sau lansezi ceva ce nu ai. Dar încep de la ceea ce este, ce există, ce se mai zbate. Știți, dă semne sau manifestă semne de viață. Și așa mai departe. Noi putem să producem substanțe biologice active pe baza materiei prime pe care o oferă agricultura și în special vinificația. Și avem pentru asta premize. Avem și oameni care cunosc tehnologiile și așa mai departe. Adică, când dumneavoastră mă întrebați, sunt soluții? Da, sunt. Și diaspora putem să o aducem. Nu toată, evident. În cel mai bun caz, haideți să fim sinceri și realiști, în cel mai bun caz putem să aducem a cincea parte. Dar și a cincea parte sunt sute de mii de locuri, sunt sute de mii de brațe de muncă. În cel mai bun caz. Băi, aveți mijloace financiare din partea donatorilor, din partea partenerilor de dezvoltare, din partea UE-ului în cadrul statutului de candidat. Aveți posibilitate să faceți proiecte în infrastructură. Păi de ce nu vă mobilizați pentru a atrage în aceste proiecte cetățenii noștri din diasporă, muncitorii calificați, ca să cunoască guvernarea? Ei nu sunt pierduți în Europa, oamenii ăștia. Ei sunt foarte bine structurați și au așa numite poluri de dezvoltare sau autorități, oameni concreți care pot să-i mobilizeze, identificații prin ambasade, prin consulate. Cine are autoritate pentru comunitatea moldovenilor din Franța? Cine, eu nu vorbesc de autorități criminale. Clar. Da. De cine are autoritate în comunitatea moldovenilor din Marea Britanie, din Italia, din regiunea, eu știu, Cutare, regiunea Cutare? Lucrați, oameni buni! Nu umblați cu fețe deștepte, că nu sunteți deștepți deloc. Înțelegeți? Îngânfați, Doamne Dumnezeu! Asta e lucru, asta e muncă. Asta e și muncă silnică, și asiduă, și grea, cu abnegație. Dar a munci cu abnegație, reprezentanții, majoritatea reprezentanților partidului PAS, cu biografiile astea standarde de lucru în ONG-uri și fără o responsabilitate de ceva concret, da? Nu le permite. Ni țarscă e tădielă, înțelegeți? Și eu, la urmă, vă spun, în ultimii 2 ani, noi am auzit numai de închideri, lichideri, reorganizări, optimizări, opriri și așa mai departe. Și n-am auzit nimic despre deschideri, lansări, fondări, construiri și așa mai departe. Dar Ucraina, în fiecare zi, ceva construiește, deschide, lansează, pornește. Acolo e războiul, nu la noi. Noi vorbim de război, dar războiul în Ucraina. Un război sângeros, un război barbaric. Aici nu e război. Așa că scuza asta cu războiul, lăsați-o. Iată, e foarte simplu. Sunt lucruri, n-am spus nimic ce nu s-ar discuta în piața colhoznică a Chișinăului și în întreaga țară. În ziua dumneavoastră criticați și nu vedeți beneficii, dar totuși PAS-ul a ieșit la un raport de 2 ani. Și a spus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fostul premier Ion Chicu a ironizat pe Facebook și a scris, ca să înțelegeți care sunt realizările acestei guvernări, vă spun două cifre. Că la 31 august 2021, datoria de stat externă constituia 40 de miliarde, iar în 2023, luna mai,
60 de miliarde. Asta e grav sau nu? Și doi, doamna... lăsăm mai încolo asta. Chestia asta cu datoria externă, că nu ne spune că iată copiii noștri, nepoții voștri o să plătească datoria. Doar la modul fizic nu se face chiar așa, doar nu vine la mine acasă și spune că... Dar sperietoarea asta este că iată copiii copiilor voștri vor întoarce. E grav sau nu e grav că crește datoria de stat extern? Uitați-vă, ca să nu primitivizăm discuția, eu nu vreau să recurg la analogii familiale, pentru că statul nu este o familie. Uh-huh. Cel mai apropiat exemplu de stat, de modelul familiei, a fost statul chilinez de-a lungul mileniului, da? Cu un tată, da? Comandat din partea cerului și așa mai departe. Noi nu suntem un stat, noi suntem un stat modern, oricum, adică din epoca modernului, față de care metafora familiei nu este aplicabilă. Însă, datoria e o problemă. Și vă explic foarte simplu. Datoria este o mare problemă. De ce? Pentru că datoria, până la urmă, va fi întoarsă din contul valorii adăugate pe care o generează întreaga economie a Republicii Moldova. Adică, în loc banii pe care îi vom câștiga mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pe care le vom produce, da, contra mijloace bănești, în loc să folosim banii ăștia pentru reinvestire, pentru dezvoltare și progres, de exemplu, în științe și inovații, în învățământ, în ocrotirea sănătății, în protecția socială, noi va trebui acești bani vii să-i transformăm în dolari sau euro și să-i virăm în contul datoriilor. Deci asta e foarte simplu. Da? O parte din valoarea adăugată, noi nu o să o fructificăm, ci o să o cedăm pentru a achita datoriile, pentru că noi suntem buni debitori. Cu adevărat, Republica Moldova este un debitor fantastic. Noi plătim datoriile. Foarte simplu. Cum asta se referă la fiecare din noi? Foarte simplu. Prin impozite pe care o să le plătim. În loc de o pildă să reducem anumite impozitele, da? Sau să le chiar să le abrogăm, va trebui din contra să le menținem, pentru că impozitele reprezintă o sursă foarte importantă pentru valoarea adăugată pe care o generează statul, care la rândul său poate fi folosită inclusiv și pentru achitarea datoriilor externe. Mai departe, Republica Moldova ca și stat dispune de activi mari, aproape, mâine pe mâine, 5 miliarde de dolari, rezerve valutare, știți bani? Serioși bani. Noi suntem săraci? Noi nu suntem săraci. Activi de miliarde și miliarde de dolari sub formă de întreprinderi de stat sau întreprinderi cu participare sau cu capital de stat și mai departe. În loc aceste întreprinderi să vireze în bugetul de stat profiturile sale și ulterior să fie folosite pentru reinvestire, acești bani vor fi la fel folosiți pentru, parțial măcar, dar pentru achitarea datoriilor și așa mai departe, adică răspunsul foarte cel mai principal, valoarea adăugată care reprezintă sursa creșterii, dezvoltării și progresului va fi împărțită cu altcineva încă. Și aici eu vreau să revin la poziția guvernării. Guvernarea are o sumedenie de oportunități de a atrage mijloace financiare sub forme de granturi. O sumedenie, mai mult decât atât. Dacă ar fi fost mai insistentă, mai perseverentă, mai operativă, dar și mai dură la negocieri, credeți-mă că sunt o sumedenie de cum să spun, oportunități de a, într-un fel, forța donatorii și partenerii de dezvoltare să ne ofere sub formă de granturi mai mult decât acum. Însă, actuala guvernare este prea grăbită, prea incompetentă și prea servilă pentru a avea o poziție clară față de donatori, ca noi să primim mai multe granturi și mai puține credite. Și asta eu o afirm cu, în plină cunoștință de cauză și cu toată autoritatea și cu toată responsabilitatea. Așa-s de grăbiți, așa-s de febrili și servili, n-au timp, se grăbesc sau nu sunt tare să înțeleagă. Sau nu poți să se concentreze pe ceva mai mult de 3 minute. Știți gândirea asta de clip, da? Fenomenul actual. Păi credeți că respectivii nu suferă de... Nu sunt în stare. Eu cu mulți dintre ei și vorbesc. La 5-a minută îi pierd. Îi pierd fizic.
Așa că, da, asta e o problemă. Domnul Chicu are dreptate. Mergem mai departe. Și de asta am vorbit de mai multe ori. La politic, vă rog un pic. Avem astăzi vot final în Parlament. PASO a denunțat convenția cu privire la adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente. S-a aplaudat. Așa. Scopul final este într-o zi ca să plecăm din CSI. Recunosc cei de la guvernare. În același timp, unele date arată că exportul în CSI din contra a început să crească. Ceea ce se pune cap în cap sectorul real cu sectorul politic. Una vrea clasa politică sau guvernarea și alta e realitatea pe care o demonstrează sectorul real, cel care aduce bani în buget. Cât o praf, cât o vinovat. Înțelegeți, deodată vă spun că imaginarul colectiv, dar și imaginarul în particular așa numitor factori de decizie din partidul PAS și realitatea economică a Moldovei n-au niciun punct de tangență. Sunt două galaxii absolut diferite. Deci imaginarul PAS-ului și realitatea. Mai mult decât atât, eu vreau să spun, exportul timp de un an spre CSI a crescut de 2,3 ori. Deci de la mai puțin de jumătate de miliard până la peste un miliard, de la mai puțin de jumătate de miliard în 2021 până la peste un miliard în 2022. Deci până la urmă, această platformă interstatală reprezintă o valoare economică pură, da? Pură. Ne aduce mijloace bănești din exportul producției noastre. Însă, vreau să vă spun, da, și toți recunoaștem, iată și noi la Partidul Congresului Civic, și subliniez, noi recunoaștem că CSI-ul este o organizație care, cu părere de rău, nu este folosită la justa valoare. Deci care deseori își demonstrează ineficiență, care funcționează deseori foarte prost. De fapt, de o sumedenie de exemple de disfuncție. Însă ea există, această platformă. Și este o platformă, pe de o parte, de securitate, iar pe de altă parte, de comerț liber. Nu, da? Cu securitatea e clar? Nu cu securitatea, bun, dacă e să vorbim despre Ucraina. Dar până la moment, cel puțin pentru noi, această zonă de comerț liber în cadrul CSI-ului reprezintă o valoare și asta, cu lux de amănunte, o demonstrează statistica oferită de Biroul Național de Statistică. Peste un miliard, da? De dolari, deci venituri din exporturi din CSI. Însă, eu n-am văzut în ultimii 2 ani, sincer, nicio încercare din partea actualei guvernări de a eficientiza activitățile CSI-ului. Nici una. Eu n-am văzut nicio propunere, nicio idee, nicio încercare de a veni cu o agendă nouă, de a propune ceva, da? De a cere ceva, pentru că suntem membri, da? De a insista asupra la ceva și așa mai departe. Ce am văzut? O ignorare totală acestor activități, adică activităților în cadrul CSI-ului. Și mai departe, lansarea acestor activități febrile și, cum să vă spun, neîndemânatice și caragioase pe alocuri de a ieși din CSI în fel și chip sub pretextul eficient, statutului de țară candidat în Uniunea Europeană. Însă, nu o să vă deschid secretul, că o să spun că Uniunea Europeană nu cere ieșirea din CSI. Nu cere. Repet și o subliniez. Nu cere. Mai mult decât atât. Negocierile pe care încă nu le-am început de aderare. La fel nu cer ieșirea din CSI. Însă ai noștri asta o fac. De ce? Înțelegeți? Eu bănuiesc că ei privesc CSI-ul ca o Uniune Sovietică, ceea ce nu-i drept. Sau o structură feudală, patrimonială, cu un suzeran în persoana Federației Rusie și vasalii acestea, da? Însă nu e așa în CSI.
Eu, sincer să vă spun, nu-mi vine în cap să afirm că cineva din CSI, dar luați orice țară, Armenia, Gruzia, Armenia, Azerbaijan, ca exemplu, sau Kazahstan, sau alt țară, ar privi Federația Rusă ca un suzeran. Nu există o metropolă unică, sau o capitală unică, stolița nașei rodine, cum era pe timpuri. Sunt mai multe capitale și așa mai departe. Eu nu înțeleg logica asta. Dar asta pentru mine, știți ce înseamnă? Și aici eu sunt de acord cu colegul meu Tkaciuk. Dacă ei au așa o... Dacă ei își imaginează, dacă ei văd, percep CSI-ul în felul ăsta, în sensul feudal, primitiv, rural, rustic, provincial, stupid până la urmă, atunci de ce să nu admitem că ei în felul ăsta percep și Uniunea Europeană ca o structură feudală, cu un suzeran, sau poate eventual mai mulți, da? Și cu vasali, da? care datorează suzeranilor omagiu, fidelitate și obligații militare și financiare. De ce nu? Și felul, de fapt, felul în care ei vorbesc cu reprezentanții Uniunii Europene, cum se comportă, cum promovează poziția Republicii Moldova. De fapt, denotă că cu adevărat se consideră niște vasali, dar Uniunea Europeană în frunte, persoane, spre exemplu, Bruxelles, o privesc ca suzeran, ceea ce nu e adevărat. Nu e așa. Iată asta, apropo, ei nu înțeleg acest lucru important. De asta și avem atâtea credite în loc de granturi. Pentru că nu știm să ne apărăm poziția, pentru că percepem Bruxelles ca suzeran, iar pe noi ne percepem ca pe vasali. Și asta e zilnic de această abordare, de dovadă, partidul de guvernământ. Iată așa. Așa că cu CSI-ul, știți, ei dau dovadă de un izolaționism mărginit. Dintr-o structură iese fără ca să înțeleagă pentru ce iese, iar în alta încă n-au intrat. Nici n-au început negocierile. Și nici n-au început negocierile. Asta e un izolaționism cras, provincial, tâmpit. Înțelegeți? Înțeleg, dar înțeleg că trebuie să iau și câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Munteanu, vă întreb ca pe fost viceministru al economiei, este o problemuță la Chișinău care parcă s-a rezolvat pentru că statul nu dă înapoi, mă refer la deținătorii de patente, aceștia continuă să protesteze și stare supărați. Problema asta e de când lumea și pământul și dacă nu greșesc, a fost și în perioada când dumneavoastră munceați, cui de-ați dreptate? Trebuia depus tot. Îi dăm cezarul ceea cezarului. A făcut bine alaiba că în sfârșit a pus punct acestei povești. Și protestatarii ar trebui să conformeze și să încheie protestele. Sau le dați dreptate băieților? Pe scurt. Asta nu e o întrebare simplă. Și eu aici nu vin cu poziția partidului, Congresul Civic pe care îl reprezint, dar vin cu o poziție proprie. Sincer să vă spun, atâta timp cât mijloacele, cât patentele, eu nu spun de toți patentașii, de toți deținătorii de patente. Eu spun de o anumită parte. Atâta timp cât patenta este folosită ca și mijloc de evitarea impozitării, dar un grup de patentași, mai bine zis nu patentașii, dar cei care stau în spatele acestui grup de patentași, persoane rău intenționate, apropo, folosesc patenta ca și instrument de evitare a impunerii și în mod special la vamă. Păi, atâta timp cât este vorba de această grupă, da? Sau, mai bine, acest grup de patentași, depistează sau anihilează? Deci, ceea ce a făcut alaiba, eu nu cred că ar fi trebuit să fie făcut în felul ăsta, pentru că lucrul ar putea fi făcut, știți cum, ceva mai uman. E, dar de umanitate nu prea își imaginează. Atâta timp cât pașii pe care i-a luat alaiba se referă la acest grup, eu cel puțin îl înțeleg și parțial îl justific. Pentru că, cu adevărat, patenta, în partea asta, era folosită în scopuri de evitare a impozitării, de evitare a obligațiunilor impozabile. Însă, ce în primul rând, cu ce nu sunt de acord, în loc să se concentreze alaiba
pe proiecte care s-ar referi pe domenii, pe ramuri și care ar reprezenta, știți cum, poluri de dezvoltare regionale, proiecte mari, da? Mai cu seamă că are posibilități. El s-a concentrat pe patentaj. Ceea ce, în mod normal, eu vreau să vă spun, nu ține de nivelul unui ministru într-un guvern care pretinde a schimba relațiile sociale timp de câțiva ani. Ok. Asta. Tragedia de aeroport. Numai mie și unora mi se pare că se încearcă mușamalizarea cazului. E parcă ceva a fost, dar ceva n-a fost. Eu mi imaginez într-o țară oricare, România sau Ucraina, să fie întâmplat așa o tragedie. Toate talk show-urile politice sau social-politice ar fi dedicate doar acestui subiect. La noi deja nici nu se mai discută tema asta. Da, eu fix aceeași impresie o am, că cazul, respectivul caz, deci este mușamalizat în fel și chip și pentru asta se depun eforturi enorme, inclusiv prin domeniul mediatic. Și vreau să vă spun că nu numai în țările vecine, în asemenea cazuri, miniștrii și nu numai miniștrii își dau demisia. Exemplul României, țineți minte cu uciderea celor două fete. Uh-huh. Deci ministrul a părăsit postul peste 6 zile după intrare în funcție. 6 zile a părăsit postul înainte de a părăsi, semnând toate hârtiile necesare pentru a demite întreaga verticală polițienească care avea atribuție la acest, nu atribuție, pardon, care în zona de răspundere a căreia a fost acest caz. Alt exemplu, din țara noastră, din Moldova, 2007, la poligon, deci a fost împușcat un civil. Un accident. Un accident. Dar care nu are nicio atribuție, n-avea nicio, la care umenește, nu poți de care să-l acuzi pe ministrul apărării. Ministrul apărării imediat eliberat din funcție. Asta e reacția politică care dă dovadă de orientare valorică a guvernării, care dă dovadă de capacitate de a accepta răspunderea politică și socială, omenească. Noi suntem în stare să acceptăm că da, sunt riscuri, sunt situații de forță majoră care noi trebuie să le acceptăm ca parte a răspunderii noastre. Punct. Atât. Ăștia nu. Eu, ca exemplu, eu nu înțeleg. Până la urmă a fost demisă Ana Revencu, da, ministru de interne, da? Dar nu acesta a fost motivul oficial. Dar nu acesta a fost motivul, vedeți? Ce interesant. Asta e mușamalizare. A fost demis Revencu, nu a fost demis Vasiloi. Acest persoan folcloric, acest păcal, înțelegeți? N-a fost demis. El își continuă să-și exercite mandatul sau funcția, umblând prin țară cu pistolul ăsta, înțelegi? Cowboy. Pe de altă parte, pe mine știți cum? Într-un fel mă miră că niciun mijloc mass media, mai cu seama cele care fac investigații, cercetări, nu știu, acolo public, tot neamul de doguri și așa mai departe, da? Nu s-au interesat de natura relațiilor despre care vorbește întregul Chișinău și toată țara între acest păcală Rosian Vasiloi și acel tândală care este în fruntea Parlamentului, Igor Groscu. Păi tot Chișinău discută de relații foarte speciale între acești doi exponenți ai guvernării. N-am auzit nicio cercetare. Până la urmă, zvonurile sunt zvonuri, da? Dar prea des. Eu și nu numai eu auzim de chestia asta. Și încolo eu văd că, cu toate că Vasiloi are atribuții directe la aeroport, tot normal. Tot normal. Că ați vorbit despre aceste demisii. Demisiile au uimit pe multă lume, dar și mai mult au uimit numirile care au urmat. Și anume mă refer la revenirea domnului Andrei Spân, care 2 săptămâni în urmă, inclusiv aici în studio, sau aici în studio, declara că nu pleacă nicăieri și nu are intenții să revină la guvern. De ce mă mirați, domnule Gonță? De ce mă mirați?
Noi avem un biolog sau chimist în fruntea Procuraturii Anticorupție. Fapt despre care l-am descoperit în CV-ul respectivii doamne și l-am prezentat publicului mai, provocând spumă la gură la domnul Perciun, care era în fața mea, în platou, da? Spumă la gură. Deci, biolog sau chimist conduce Procuratura Anticorupție. Mai departe, datorită acestor numiri, avem un politolog, Perciun, care a venit în fruntea învățătorilor și profesorilor, da? Începând cu creșele și grădinițele și terminând cu învățământul postuniversitar și cercetările. Un politolog. Îl avem pe Efros, care este genist, sapior, care l-au pus în fruntea miilor de polițiști. Vă mai mirați că această guvernare nu ar putea să-l readucă pe un spân un om blestemat de întreaga țară, care a sărăcit întreaga țară. Când ar fi în stare să-l readucă la guvern, l-a și readus. Nu vă mirați. Pentru că ei nu numai că nu au cadre. Și e mai gravă situație. Sunt incompetenți, dar și deja, după cum se vede, scuzare, corupți. Și eu aici fac o concluzie, cred că evidentă. Când faci asemenea numiri în guvern, da? Mai ales cu spânul, care discreditează întreaga guvernare, la nebunie o discreditează. Asta înseamnă că nu ești preocupat de viitorul tău politic, ci de prezentul financiar. Asta e experiența de urmărire a evenimentelor politice în ultimii 30 de ani. Și încă una. Da, unii încearcă să explice în mod rațional că spânul a fost readus pentru ca să fie încă o dată dovedită incompetența lui și așa mai departe și ca guvernarea să scape de el. Având în vedere că acum se lansează, nu știu, o nouă procedură, eu știu, o să propune un nou set de criterii de evaluare a activităților ministrului și așa mai departe. Nu cred. Это слишком сложно для цирка под названием ПАС. Eu cred că aici are dreptate domnul Остолеп. Mai repede el are dreptate, care spune că e vorba de o intrigă provincială, sătească, da? Avem trei persoane care, în guvern, care sunt dintr-un sat, satul Ratuș. Mai mult decât atât, două din aceste persoane sunt și cu mătri. E vorba de Spânul și Buzu, Ratuș, satul Ratuș, cu mătri, și vorba de Efros, din satul Ratuș. Și eu cred, văzând rezultatele guvernării, da, partidului PAS în ultimii 2 ani, și numirile, felul în care se numesc oamenii, cum se selectează, și așa mai departe, în toate domenii și în toate ramurile ale puterii, judecătorească, deci executivă și legislativă, eu pot spune că mai repede are dreptate domnul ăsta. Iată așa. Dumnezeu cu pas. Haideți la Congresul Civic. Vin localele. Ați început pregătirile și, bineînțeles, cercul cel mai mare va fi la Chișinău. Congresul Civic pentru Chișinău. Intenționează ceva să facă sau va fi un simplu spectator? Nu, definitiv nu. Deci, aici eu vreau să fac o mică introducere. Noi am încercat, cu părerea lor, noi am pierdut aproape un an, pentru că noi am încercat în fel și chip să împreunăm eforturile, să unim opoziția de stânga, în special de stânga, să unim pe baza la trei criterii foarte simple sau trei obiective foarte simple. Independența, suveranitatea și modernizarea țării, reintegrarea țării, reintegrarea cetățenească pe baza celor mai înalte modele în domeniul reproducerii sociale, învățământ, ocrutirea sănătății, sectorul social, deci reintegrarea țării, și trei, asta e folosirea sau fructificarea statutului de țară candidat în Uniunea Europeană ca și surse pentru modernizare. Deci, noi am depus eforturi, am avut mai multe ședințe, am avut mai multe evenimente și mese rotunde și lor de cuvânt și șireneter și așa mai departe. Cu părere rău, n-am reușit să unim opoziția de stânga, pentru că cușmile sunt prea mari, astupă ochii, pentru că toți sunt președinți ai țării și toți deja au câștigat alegerile locale. În timp ce alegerile locale sunt cele mai importante alegeri în țară. De ce? Pentru că alegerile locale duc la producerea celei mai legitime din punct de vedere sociologic
puteri în stat, pentru că ea este cea mai apropiată de cetățean. Alegerile este vor fi alegerile acestea vor fi foarte importante. Și mai importante, pentru că aceste alegeri vor oferi opoziției să arate întregii țări. Este în stare opoziția să reziste, da? Să opună rezistență, să reprezinte o alternativă actuală guvernării sau nu? Și asta ar fi o complicație mare, o dificultate mare cu care se va confrunta opoziția. Pentru că nu este, cu părere de rău, nu demonstrează, nu manifestă dorință de a-și împreună efortul. Noi de trei ori, cel puțin, eu personal, la agenda comună la care mă refer, acel așa numit proiect sau platformă, se numește agenda comună. Am pus de trei ori întrebarea Ribrom, știți cum spune, colegi, luăm harta Moldovei și de la Naslavcea până la Giurgiulești, la Ungheni până la Tiraspol, mergem pe fiecare raion. Și ne uităm, unii și cine este mai puternic, mai cu autoritate, mai prezent, mai recunoscut și pe celălalt îl susține. N-are importanță că un partid a câștigat două raioane, altul 10, al treilea 7, altul următorul 4, n-are importanță. Principal că noi în total să câștigăm această bătălie cu guvernarea. De trei ori am încercat. De trei ori. Niciun semn, știți, ochi de șerț, de sticlă, pustii, reacție zero. Dar aici, anume la alegerile locale, apar oportunități de cum să vă spun, de altruism social și generozitate politică. Că la alegerile parlamentare istoria e alta. Acolo se unesc. Drept că îmblă din colo încoace pentru a-și găsi locul în listele parlamentare. Dar mai repede se unesc. La alegeri locale nu prea se unesc. Unesc apoi, după alegeri. Aici noi am propus ceva fără precedent. Haideți să ne unim până la alegeri. Și mai departe, vom continua activitățile astea. Cu părere de rău, nu. Deci, în această ordine de idei, Partidul Congresul Civic va participa la alegeri de sine stătător, cu toate greutățile, dificultățile și problemele cu care se va confrunta și va participa activ și va avea candidați și în Chișinău, și în Bălți, și în alte localități ale Moldovei. Deci spectatori definitiv nu vom fi, pentru că noi știm ce să facem, știm ce să propunem oamenilor, știm ce să le spunem și știm că aceste lucruri pe care le propunem, nu numai că s-au făcut în alte locuri, s-au făcut și în țara noastră, de că nu au fost duse până la capăt. Așa că cu mass media, fără mass media, sper că o să ajungem la cetățeni în cadrul acestui scrutin electoral. Pentru că el cu adevărat este foarte important. Alegem cea mai legitimă forță, putere politică în țară. Puterea locală. Mergem mai departe, vă rog, domnule Muntean. Avem un nou bașcan. Inaugurarea acesteia, doamna Eugenia Guțula, a avut loc ieri. Nimănui nu este foarte clar, ea este bașcan cu acte în regulă sau nu, pentru că totuși urmează un decret al președintelui țării, doamna Maia Sandu, pentru ca doamna bașcan să fie membru al acestui executiv. N-a fost nici măcar un reprezentant al puterii la această inaugurare. Se pare că nici nu prea o recunosc, pentru că ei a fost susținută de partidul Șor, pe care l-a scos în afara legii. Domnul Radu Marian, președinte al Comisiei pentru Economie, a venit cu un proiect prin care propune micșorarea numărului banilor care ar urma să ajungă în regiune. Deci, se încing spiritele, să nu pare mie, sau se vor conforma toți și de o parte și de alta și merge mai departe? Mică introducere, ca de obicei. În 2021, pe 11 iulie, pentru Partidul PAS, în Găgăuzia, au votat mii de oameni. Și mai exact, dacă nu mă înșală memoria, 1960, adică 2000. Mii, da? În cazul în care cu 2000 de oameni în Găgăuzia lucrez, eu vă spun că potrivit tuturor, inclusiv celor mai primitivi tehnic și tehnologii politice, nimai vorbim de o comunicare normală și sinceră cu oamenii, peste an, aceste 2000 aveau să se transforme în cel puțin 10. În cel puțin 10. Pentru că fiecare din acei 2000 comunică cu cineva, se află în relație cu cineva. Și când lucrez cu oamenii, când lucrez ca lumea, zi la zi. Iar peste 2 ani eu bănuiesc că puteau să fie și mai mulți. Ce am avut noi 2 ani? Nici o vizită din partea conducerii din Chișinău în Găgăuzia.
Nici una timp de 2 ani. Nici una. Din contră, niște declarații dubioase, pe locuri tăioase și multiple. Altercații ca la târg, înțelegeți, ca în târg între prim-ministrul, din tâi Gavriliță și apoi Recean și reprezentantul Găgăuzii, Bașcanul Găgăuzii, care e ex officio, da? Ex officio, din oficiu este membru guvernului. Altercații urâte, fu, de fu, real, ca într-o libuz, înțelegeți? Și Găgăuzii care, cetățenii noștri din Găgăuzii, care și-au ales Bașcan, n-are importanță și atitudinea față din personală sau politică ca și reprezentanța diferitor partide. Ea a fost alesă de popor. Mai departe, epopeia cu alegerile Bașcanului, show cu măști. Cum credeți, toate aceste evoluții, toate aceste evenimente, toate aceste procese, nu au demonstrat locuitorilor Găgăuzii că Chișinău, că metropola, așa numită, da? Are o atitudine ostilă față de ei? Când Carp spune, îl citez, că atâta timp cât Găgăuzii nu vor vorbi cu noi rusește, da? Deci noi nu putem să schimbăm atitudinea. Și asta numai un singur lucru care el l-a spus. Eu pot să vă aduc secvența respectivă. La televiziunea română a spus-o, locală, drept că. Da? Ce concluzii puteau să tragă locuitorii din Găgăuzia față de reprezentanții capitalei? Nu, ce concluzii? Mai departe, scuzare, dar de unde noi am luat că fenomenul care noi l-am avut, așa numitul fenomen care noi l-am avut în Găgăuzia, este unul specific doar Găgăuzii? Ce uiteau noi că șor a câștigat în Orhei, șor a câștigat în Pălți, da? Atunci când a fost scoasă Tauber din turul 2. Șor, potrivit tuturor sondajelor sociologice, este în creștere dramatică, ca cât pe ce să ajungă deja la 20%, dacă nu mă înșelăm. De unde a luat guvernarea? Că asta e un proces, un fenomen care caracterizează întreaga țară. Dragii mei, cum spunea Marian Lupu, da? Dragii mei! Asta e semn de degradare totală a agendei și a sistemului politic în ansamblu și al culturii politice pe care pur și simplu șor deci degradarea aceasta a adus-o la, știți cum, la un final, a trecut limita de absurditate și pur și simplu a transformat totul într-o să nu invoc detalii fiziologice în eter. Da? Înțeles. Așa. Așa că mai departe, scuzare, dacă au ales-o poporul și voi alegerile sunt recunoscute, fiți amabili, urmăriți protocolul și asigurați prezența la respectivul eveniment. Că nu sunteți în, nu sunteți în Romeo și Giulietta și nu reprezentați familiile ostile sau mahalalele ostile din sat, înțelegeți că asta e politică, protocol, ritual și așa mai departe. Pentru că dacă noi o să urmărim logica asta absurdă de care dă dovadă respectiva guvernare, da? Înseamnă că noi trebuie să recurgem la acțiuni de nesupunere guvernului Republicii Moldova după readucerea în guvern a omului pe care îl urăște, îl blastămă întreaga țară, spânul. Haideți să urmărim această logică. Nu e așa? Au ales-o? Vă place? Nu vă place? Veniți! Nu o faceți pe obișnuita, doamnă. Înțelegeți? Asta e politică. Asta e politică. Și sau, eu nu știu, dacă ei prin asta vor să prezinte o atitudine, o orientare valorică, nu le iese. Nu le iese. Pentru că în cazul de față e vorba de anumiți principii. Dacă tu nu urmărești această procedură, înseamnă că tu nu recunoști consecințele, efectele care le produce sistemul politic al Republicii Moldova, element al căruia este gagauzierii, care la rândul său tot produce efecte politice în cadrul Constituției și legislației Republicii Moldova. Așa că, fii amabilă, așează-te în mașină și vin și o întâmpină. De fapt, eu nu mă mir. Eu vă aduc un exemplu, ca să înțelegeți. Câteva zile în urmă la Creuleni a fost președinta, așa numită președinte a țării. La întâlnire cu ea au venit 35 de oameni, exact, au fost numărați.
Dumnezeu nici n-a ieșit din mașină. Iată așa. Serios? Da. Asta un martor ocular mi-a spus. Un cetățean simplu care la o mică distanță fuma acolo. Și a găsit telefonul și m-a sunat. Și mi-a spus. Să știți. De unde o găsit? De fapt, prin Messenger m-a sunat. Prin Facebook. Mm-hmm. Și mi-a spus. Iată așa. Așa că nu așteptați alte atitudini de la respectivii. Ce e? Am vrut să vă mai spun ceva, că am avut aici o... Noi încheiem în 3 minute. Da, e clar. Dar nu poți să nu vă întreb despre tragedie de la Tiraspol. Și nu prea are ce spune. E clar, nu prea are acces acolo. Deși eu știu că din totdeauna poliția colaborează cu așa numita miliție de acolo. Rest se tace, toți tac, nimeni nu știe nimic. Cum poate în secolul 21-2023 să fie asasinat un lider politic? Un lider politic, da. Oleg Olegovici Horjan, pe care eu l-am cunoscut de mai bine de un deceniu personal, și nu numai eu, dar și mai mulți camarazi din Partidul Congresul Civic, tovarăși, da, după toate semnele, sau după mai multe semne, dar semne foarte elocvente, asta a fost o omucidere politică. Da. După mai multe semne. Cred că chestia asta este absolut evident pentru toți. Noi considerăm că e de interesul administrației din regiunea transnistreană să manifeste o deschidere cât mai mare, o deschidere maximală, și nu numai pentru în cadrul investigațiilor, cercetărilor, anchetelor și așa mai departe, care le vor realiza organele de resort din Republica Moldova, dar și în mod special pentru organizațiile internaționale și misiunile diplomatice. Noi foarte mult sperăm. Deci, de ce noi considerăm că o sumedenie, deci, de semne denotă caracterul politic al întâmplării, al acestui eveniment tragic, este că a fost o persoană cu autoritate mare. A fost o persoană care, după ce a stat aproape 5 ani la închisoare pentru viziunile politice, doar câteva... pușcărie a avut infarct miocardic, a avut complicații dificile după COVID, a avut două greve ale foametei, uscate, adică fără apă. Omul a ieșit surd de acolo, dar n-a cedat. N-a cedat. După asta a unit toată opoziția și a făcut o serie de pași fără precedent, semnând o declarație iarăși unicală, fără precedent, da? O declarație de unire a eforturilor, unire cetățenească, consolidare cetățenească locuitorilor Moldovei de pe ambele maluri ale Nistrului în diferite domenii cetățănești, dintre Uniunea Forțelor de Opoziție din Transnistria și Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic. Deci ca să înțelegeți de ce această declarație a fost fără precedent. Noi n-am văzut așa declarații nici dintre Tbilisi și Țihinval, nici dintre Tbilisi și Suhumi, nici dintre Belgrad și Priștina, nici dintre Ciprul și Ciprul de Nord, noi această asemenea declarație am văzut-o în Moldova. Deci asta a fost un lucru fără precedent și un lucru din punct de vedere al viitorului, nu numai că productiv, asta ar fi cinic, productiv din punct de vedere politic, din punct de vedere al oportunităților, al perspectivelor, reintegrării cetățenești ale țării. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Procesele clar că vor continua și clar că ele vor fi mult mai complicate fără Oleg Horjan. Pentru că Oleg Horjan era o persoană cu o autoritate mare, nu numai în Moldova, dar și în afara țării, care sigur că avea să asigure și consecvența, și perseverența, și eficiența acestor procese. Acum e mai... Dar, acum trebuie să ne gândim cum să continuăm mai departe.
păcat că o încheiem pe o așa notă, dar trebuie să o încheiem, că nu mai avem timp, domnule Muntean. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.